ziua și bun găsit la emisiunea 24 de ore la Radio Televiziunea Kid. Suntem pe teren, așa cum puteți vedea, iar alături de mine se află un om special și fără nicio prezentare, pentru că chiar nu mai are nevoie, domnul Gabriel Dorobanțu. Gabriel Dorobanțu, pentru prima dată în orașul stațiune Târgovna și pentru prima dată aici la Mănăstirea Măgura? Așa cum le-ai spus telespectatorilor, pentru prima dată pe teren eu și cu tine. Exact. E un prilej să redescoper orașul pe care de fiecare dată îl găsesc schimbat în bine. Și să spun un secret, dacă acum 30 de ani orașul era trist și sărac, acum nu știu cât de bogat e, dar mi se pare puțin mai vesel. Ai spus mai devreme că ai vizitat acum 30 de ani și că redescoperi cu bucurie ceea ce se întâmplă acum. Ce este schimbat? În primul rând, îmi place să văd că se schimbă ceva și din orice nimic pe care îl descoper, constat că e o schimbare. O schimbare în culoare, o schimbare în amenajarea străzilor, o schimbare în felul cum se îmbracă oamenii, o schimbare în felul cum ești primit la restaurant când vrei să mănânci. Și lucrurile astea pentru mine contează. Nu neapărat pentru că cineva ține cont de părerea mea, dar mă bucură să văd că lumea nu stă pe loc. Și mă bucură să cred că și eu mă schimb odată cu lumea, pentru că dacă aș rămâne în timpul generației mele, aș fi deja un om foarte important acum și n-aș mai vorbi cu tine. Așa este. Da, pentru că e grav să crezi la un moment dat că însemni ceva sau că ești foarte important, pentru că uiți cine ești și de unde ai plecat. Acum 30 de ani era totul mai trist, înțeleg? Nu că se voia să fie totul mai trist, așa era lumea, dar lumea era la fel de veselă și pentru că atunci eram și mai tineri, să știi că eram la fel de optimiști și de buni și de frumoși ca și acum. Dar sigur că poate că erau alte condiții, poate că era altă lume, se construia o altă societate. Correct. Și probabil că așa era percepută lumea atunci de către lumea de acum. Ne-am întâlnit în Mina de Sare, iată că ne întâlnim și la mănăstire, să înțeleg că de câteva zile ești pe Valea Trotușului și o descoperi cu bucurie. Da, așa este. N-am venit întâmplător. Am venit de la Piatra Neamț, unde am cântat, și m-am oprit câteva zile la Magic Garden. Este o pensiune pentru cine nu știe. Și sunt foarte încântat că pot să descoper pensiuni în zona asta și oameni care sunt interesați de agroturism. Nu neapărat pentru că eu sunt priceput, deștept și aș vrea să-mi deschid o asemenea pensiune, ci pentru că ai unde să te odihnești și dimineața când te trezești să vezi minunăția din jurul tău. Și lucrul ăsta nu poți să-l descoperi într-un hotel, cât ar fi hotelul de luxos, decât într-o asemenea locație cum este cea de pe Valea Trotușului. Și dacă ai pomenit mai devreme de prietena noastră comună, doamna Milea, trebuie neapărat să le spunem celor care ne urmăresc faptul că ești un bun, nu știu cum să spun, un bun instructor între ale bucătăriei sau nu știu cum să zic, nu știu exact cum e. Nici să nu te audă bucătarul, doamne Milea, că vreau să spun că pleacă mâine și nu găsești bucătari, dar dacă vrei neapărat un secret, să știi că orice... Dar știu că știi foarte multe rețete și am mâncat câteva produse comandate, să zicem, sau făcute pe baza rețetelor de la tine. Dacă mâncai aseară, te durea stomacul ce am comandat și ce ne-a ieșit. Și nu m-a durut. Bine, da? Am mâncat puțin. Așa, mai bine, dar oricum m-am tristat că nu ne-a ieșit rețeta bună. Nu mă face să vorbesc despre lucrul ăsta, pentru că asta înseamnă să mă cred important și ți-am spus de la început că nu-mi doresc, dar... Mă preocupă cum se mănâncă la restaurant și la pensiune, nu pentru că aș fi un gurmand și un nesătul, ci pentru că eu cred tot timpul că omul trebuie să se sature cu puțin și trebuie să aibă gust. Și a avut gust aseară. Da, cred că și mâncarea a avut gust și priceperea noastră trebuie să fie, să o punem în valoare într-un fel, și dacă omul
cu care te însocești la drum nu se pricepe să parcurgă drumul, tu trebuie să-l îndrumi și să-i spui, ia-o la dreapta, că dacă o iei la stânga, te duci în prăpastie. De când datează această pasiune între ale bucătăriei, între ale culinarului? Pentru... Nu este o pasiune, nici nu trebuie să mă redescoperi pe mine într-un bucătar care și-a pierdut drumul și s-a apucat să cânte muzică. Atunci când gătește Gabriel Dorobanțu? Gabriel Dorobanțu nu gătește. Mama a gătit foarte bine acasă, bunica a gătit foarte bine, ei au făcut mâncare gustoasă pentru că au făcut-o cu suflet. Și eu am descoperit că dacă nu mănânci la timp și nu mănânci mâncare bună, te topești din picioare. Ai văzut o pisică pricăjită care nu mănâncă bine, o calcă mașina peste câteva zile. Am înțeles. Da, pentru că nu reușește să treacă strada că nu mai are putere. Am înțeles. Și atunci, deci, de când gătește, nu gătește, de când știi atât de multe rețete? De când tot întreabă, pentru că omul trebuie să descopere și întreabă, cum ați făcut acest lucru care mie mi-a plăcut atât de mult? Și câteodată... Sunt atent, nu totdeauna sunt atent, pentru că sunt lucruri care nu mă interesează neapărat. Dar când e vorba de gust, mă interesează, pentru că să știi că mă refer la gust, pentru că și pentru un interpret sau pentru un artist gustul contează. Deci trebuie să ai gust artistic când îți alegi repertoriu și gust pentru mâncare când vrei să-ți alegi un fel de mâncare. Atunci e nimerită întrebarea mea cât de tare s-au schimbat gusturile noastre muzicale. Foarte mulți oameni ascultă cu mare plăcere și cu mare bucurie hiturile dumneavoastră, șlagăre să le zic așa, și totuși cât de tare s-au schimbat față de acum 30 de ani. Nu s-au schimbat, pentru că eu am cântat cântece despre iubire și eu cred că oamenii nu iubesc altfel decât cum iubeau acum 30 de ani. Prin urmare, cântecele vorbesc despre fericire, despre tristețe, despre inimă, despre iubită, despre soare, despre mare. Așa, dacă stai să le aduni, să le însumezi pe toate, sunt lucruri banale. Dar pentru un om, toate aceste banalități fac foarte mult. Pentru că suntem legați de lucrurile mărunte, din care ies lucrurile mari. Și eu totdeauna am fost pe muchie de cuțit când mi-am ales asemenea cântece, pentru că n-am vrut niciodată să fiu duios, dulceag și să fiu personaj de filme indiene. De asta mi-am ales totdeauna cântecele cu grijă, mi-am făcut și dușman pentru că n-am cântat orice. Și textele cântecelor mele totdeauna trebuiau să spună ceva în felul care pe mine mă reprezintă. Și mereu a existat un conflict constructiv între mine și creatorii de texte cu care am lucrat, dar cărora le mulțumesc pentru că m-au ascultat și acum, după atâta vreme, se dovedește că n-am greșit. Pentru că, iată, ascult cântece de 30 de ani și știi că sunt cântecele mele. O întrebare. Sunteți așa un om căruia am senzația că i-a reușit tot ceea ce și-a propus în viață. Cât de greu e să lucreze un textier cu dumneavoastră, cu tine, Gabriel Dorobanțu? Nu este greu. Că mă leg acum de ceea ce mi se... Da, pentru că mi-am ales oameni cu care mă înțeleg, cu care comunic. Dacă n-ai comunicare cu un om, nu poți să răgnești la el, pentru că am observat că de la o vreme toată lumea urlă. Se urlă la televizor, se urlă pe stradă, se urlă în club, pentru că se urlă că nu se aud unii cu alții. Exact. Și atunci când dai un dialog al surzilor, lucrurile nu-ți merg bine. Prin urmare, eu încerc să mă înțeleg cu oamenii și cu cei cu care lucrez în mod special. Și trebuie să ai comunicare. De multe ori ne certăm pentru un cuvânt și nu e o ceartă... Și un cuvânt minor, de regulă. Da, nu e o ceartă în sensul rău, dar e o ceartă bună, care are un e o rezultat... dezbatere. Da, un rezultat bun. Nu pentru că sunt eu grozav, dar pentru că am învățat că nu toate cuvintele ți se potrivesc când le rostești. Și asta ar trebui să țină cont oricare om pe lumea asta. Poți să înjuri, dar poți să înjuri așa de frumos câteodată și lumea chiar să te admire, să zică, bă, ce bărbat, bă, ce înjură ăsta când bate cuie pentru ca să prindă scândura în gard, știi? Da, nu încurajăm genul ăsta, dar ca idee am înțeles mesajul. Dar și urâtul poate fi frumos câteodată. Depinde cine îl privește. Da. Așa este. Cât de fițos, dacă pot să zic așa un termen la modă, este Gabriel Dorobanțu în sensul că acceptă orice invitație, orice propunere pe care o primește sau zice nu, am observat acum la noi artiști în devenire, dacă pot să zic așa, a, nu merg la evenimentul ăla sau nu mă duc la acel eveniment pentru că nu e de nasul meu.
Păi Cum uite, ți se și pare? faptul că vorbesc cu tine aici în Cadrul mirific? curtea mănăstirii Măgura poate să fie considerată o fiță. Adică lumea o să zică, uite până unde s-a urcat ca să vorbească ce. Că de fapt nu vorbim lucruri atât de importante. Am crezut că o să mă întreb despre religie ceva. Și până la urmă mă întreb despre ce mă întrebi? Despre cât de fițos e Gabriel de Rubanță. Păi, nu vezi? Este fițos. Gata, am înțeles. Da. De ce la mănăstire atunci? Că mă iau acum de ce ai spus. A, să știi că am păcate ca orice om. Nici nu cred că o să mi le ierte cineva vreodată. Dar trebuie tot timpul să avem un reper. Știi, pentru mine religia nu este o plăcere estetică. Pentru mine intrarea în biserică nu înseamnă să descoperi icoanele cât de frumos sunt pictate. Înseamnă și o, cum să spun, o voință de a comunica cu mine însumi dacă nu se poate cu Dumnezeu. Pentru că nu cred că Dumnezeu se apleacă asupra oricăruia care intră în casa lui și să-i pună mâna pe creștet. Însă gândindu-mă că ai o aplecare către religie, către o credință și către o învățătură, tu poți să fii mai bun. Lucrurile astea, să știi că nu trebuie să le înveți din nicio carte. Eu cred că trebuie să vrei să le descoperi. Și dacă tu vrei să descoperi sau să te descoperi pe tine de fiecare dată ca fiind un om bun, înțelept, generos, care vrei să te corectezi de fiecare dată, nu să fii neapărat perfecționist, că nu există acest lucru, sau să fii perfect, nu cred în lucrul ăsta. Spre asta tindem. Da. Înseamnă că ai făcut pași mulți în a te prezenta în fața lui Dumnezeu atunci când trebuie și Dumnezeu o să știe dacă te ajută sau nu. Cu permisiunea ta am să dezvălui ceva celor da. Care ne urmăresc la această oră. Am observat cu câtă rigurozitate a intrat în curtea acestei mănăstiri și ai zis prima dată mergem la biserică. Să știi că nu știam de la început lucrul ăsta. M-a preocupat să văd ce înseamnă viața monahală, pentru că mi se pare o lume aparte, în care noi nu avem acces și pe care trebuie să o descoperim cu ochii noștri și să înțelegem de ce unii oameni aleg această lume. Această cale. Da. Și am descoperit niște reguli. Reguli pe care lumea, atunci când vine la mănăstire, în majoritatea ei, le uită. Și știi bine că dacă tot intri într-o biserică, trebuie să te închini. S-a prins o lumânare, așa cum ai făcut. Să săruți mâna părintelui și să răspunzi cu Doamne ajută, care înseamnă un fel de bună ziua, dar care e mult mai respectos și mult mai profund decât un simplu bună ziua pe care îl folosesc oamenii de regulă. Mă întorc acum către tărâmul muzical și am să te întreb, Gabriel Dorobanțu, cum te reușești? Ai fani, oameni care te știu de acum 30 de ani și fani foarte tineri. E un secret, e o cheie, o rețetă după care se merge, apropo de culinar, să reușești să te păstrezi, să reușești pe acei oameni să-i ții aproape de tine, dar și să iei tineri. Să știi că nu trebuie să faci efort pentru lucrul ăsta. Pentru că atunci oamenii descoperă că te străduiești să-ți aduni în jurul tău fanii, așa cum i-ai numit. Dacă nu ești tu, nu realizezi nimic. Eu nu m-am cramponat, nu m-am ancorat în această postură de star, de vedetă, de om cunoscut sau popular sau cu notorietate. Pe mine nici nu mă interesează aceste lucruri. Nu o spun detașat. Sigur că este frumos să știi că lumea te privește sau că te admiră, sau că... dar dacă la un moment dat pierzi măsura lucrurilor, te-ai pierdut și pe tine. Tu trebuie să fii în rândul oamenilor, odată cu oamenii. Atunci când ești pe scenă, ești artist și lumea te privește și este o altă mâncare de pește. Atunci tu reprezinți ceva pentru lume și trebuie să fii conștient de lucrul ăsta. Atunci când ai coborât de pe scenă, nu mai ești ăla pe care lumea te privește. Ar trebui artiștii tineri, dacă îmi permis să te completez, Gabriel Dorobanțu, să te asculte și să învețe. Pentru că foarte mulți, din păcate, eu am cunoscut o parte din ei, foarte fițoși. Și nu întâmplător te-am întrebat cât de fițos e Gabriel Dorobanțu. Sunt oameni care confundă viața de artist sau
faptul că ești un star, un artist atunci când ești pe scenă, cu viața civilă. Păi ei sunt pierduți deja, pentru că știi, la un moment dat poți să iei razna. Ți se pare că ești deasupra tuturor, exact. Da? Și ți se pare că ceea ce faci tu nu mai poate face nimeni. Nu este adevărat. Oamenii se înlocuiesc foarte ușor. Sigur că sunt oamenii cu har, oameni talentați, lucrul ăsta trebuie apreciat, însă sunt din ce în ce mai puțini oameni talentați. Sunt, nu pentru că, dar să știi că și talentul se cultivă. Asta nu știam. Ba da. Nu poți să fii talentat și gata. Trebuie să te și pregătești ca să demonstrezi că ceea ce ți-a hrăzit Dumnezeu ca tu să ai, trebuie arătat. Și dacă nu știi să arăți ceea ce ai primit, degeaba trăiești. Și dacă tot vorbim de fițe, trebuie neapărat să te întreb, că îmi stă pe vârful limbii întrebarea. Ce fiță am eu? Nu, ajung și la fiță. Dar nu, dacă ai accepta o colaborare cu un artist tânăr. Păi, în primul rând, trebuie să-i întrebăm pe ei. Ei nu acceptă colaborarea cu noi. Eu sunt capabil să mă plec, adică, sau să mă aplec în fața tinereților. Să colaborez, aș zice eu. Da, nu mi s-a cerut până acum. Dar ai accepta? Păi vreau să spun că aș pune niște condiții. Care ar fi acela? Păi prima condiție ar fi aceea că atunci când ne întâlnim, tinerii să ne spună bună ziua. Și să știi că în marea lor majoritate, cei din breazla noastră, foarte tineri, nu ne spun bună ziua. Și mi se pare asta că ține de proasta creștere. Nu ține nici de fițe, nici de unde am ajuns, nici unde vrem să ajungem. Pe mine mama m-a învățat că trebuie să salut, să pe spun, toți ne-a învățat. Da, să spun bună ziua. Da. Cred. Și e foarte grav lucrul ăsta și de aici pleacă toate. Am înțeles. Deci, vrei să spun și o fiță? Da, vreau o fiță. Păi uite, de exemplu, pentru că știi, trecând anii, vederea slăbește și datorită luminilor de pe scenă și datorită Corect. Condusului mașinii și probabil defecte că... Defecte profesionale sunt acestea. Da, da, da. Și probabil că se și moștenește sau probabil că vârsta înaintând așa, cristalinul nu mai are atâta elasticitate, trebuie să porți ochelari. Și m-am gândit, măi, ce să fac eu, cum să apar cu ochelari la televizor, că o să zic că lumea uite și pe Dorobanțul cu ochelari. Era important pentru că știi, atunci când cânți la televizor trebuie să privești lumea în ochi. Corect. Pentru că oamenii te cred când te privesc în ochi. Da, exact. Pentru că o știi, ochii sunt exact. Oglinda sufletului. Corect, corect. Așa. Și mi-am luat ochelari fițoși. Nu ăștia, că ăștia sunt ochelarii cu care mă uit la tine. Dar ochelarii cu care privesc lumea de la televizor au o ramă albă. Deci asta este fița lui Gabriel Dorobanțu. Da. Deci am aflat și o fiță. Și care e fița care le enervează cel mai tare pe Gabriel Dorobanțu? La alții vorbesc. Nu cunosc. În primul rând, cuvântul l-ai folosit și l-am folosit, dar să știi că nu face parte din vocabular. Moft. Care e moftul care... Te enervează cel mai tare când îl vezi la ceilalți artiști. Faptul că nu spun bună ziua, cred. Asta trecem cu vederea, pentru că știu că face parte din proasta creștere. Da. Moftul de a te crede important. Și cred că e un moft și ăsta. Este un moft, da. Într-adevăr. Și faptul că nu ai, cum să spun, comunicare cu oamenii tot timpul, asta te distanțează, te detașează și la un moment dat ți se pare că ești mai deștept decât publicul. Și lucrul ăsta vreau să spun că este foarte grav. Pentru că dacă publicul te percepe sau te pricepe așa cum crede el, înseamnă că a descoperit un personaj pe care l-a acceptat. Dar când tu vrei neapărat de fiecare dată să-i spui publicului că este prost și că nu te înțelege, înseamnă că tu ești un neisprăvit. Eu nu cred în cântăreții sau în artiștii care spun că nu se adresează publicului lor într-un anumit spectacol. Am auzit colegi spunând, n-am făcut succes pentru că nu era publicul meu. Păi dacă publicul tău nu e la Târgu Ogna, nu e la Țăndărei, nu e la Paris, nu e la Londra și este decât în Australia, nu poți să faci drumul ăsta mereu trecând oceane și mări să te adresești lor, nu? Australia. Nu, trebuie să-ți cauți tu calea
cu care să ajungi de fiecare dată și la publicul de la Țăndărei, și la publicul de la Târgu Ocna, și la cel din Australia. Și pentru că am pomenit de publicul din Târgu Ocna, cum a fost publicul din Târgu Ocna? Acum ceva ani în urmă, nu foarte mulți, ai avut un spectacol de Zilele Orașului. A, nici nu vreau să-mi amintesc de spectacolul ăla, pentru că astea sunt spectacole care se fac ad hoc, spectacole unde lumea stă pe de margine și unii beau bere și alții mănâncă mici, alții stau în fața scenei și cred că înțeleg ceva, nu știu cât înțeleg. E un fel de talmeș-balmeș sau, dacă vrei, este un bâlci. Sigur că noi trebuie să participăm și la aceste bâlciuri, care deja s-au încetățenit de la o vreme. Se crede că dacă se face spectacol în mijlocul orașului sau al comunei, este un act de cultură. Nu, este o tevatură. Dar un spectacol trebuie făcut pe scenă, publicul trebuie să stea în scaun și tu trebuie să stai pe scenă și să te înțeleagă ceea ce vrea să-i transmiți. Adică el trebuie să aibă răgazul necesar ca el să plece mulțumit că a învățat ceva de la tine și tu de asemenea mulțumit că ai putut să transmiți ceva acelor oameni. Atunci când totul se face pe grabă, pentru că artificiile trebuie să se dea la ora 22, că de la 24 nu ne mai lasă poliția și primăria, asta este grav. Ar trebui să învățăm de la tine. Nu, nici nu e nevoie. Ba da! Nu, eu am învățat să mă adaptez, am înțeles că există și astfel de spectacole în ziua de astăzi. Eu știu să cânt și în mijlocul orașului, și pe scenă, și pe lângă scenă, și oriunde vrei. Dar hai să nu fim triști. Să terminăm într-un ton optimist și vreau să te rog să transmiți băcăuanilor, celor care te urmăresc, un mesaj de la tine, din suflet. Să știi că dacă știam să bat la telegraf, cred că semnele alea erau îndeajuns, sau sunetele alea ale telegrafului erau îndeajuns ca să le spun că îi iubesc. Cred că sunt puține semne pentru lucrul ăsta. Așa voi mereu ne puneți să transmitem un mesaj care de regulă se transformă în fraze nepieritoare, nemuritoare și fără punct și virgulă. Deci ce trebuie să le spun? Nu decât știu. Că clar, ai spus-o, nici nu mai are nevoie de... Îi sărut cu drag și de fiecare dată invitația lor mă onorează, mă face să cred că nu ne-a uitat și nu m-a uitat și mă face să cred că totuși au nevoie de muzică românească. Îți mulțumesc că am descoperit acest om minunat care se cheamă Gabriel Dorobanțiu. Și ție asemenea, și să știi că n-am avut emoții, pentru că știam că ești un om deștept și dacă vrei să-ți fac o mărturisire, pentru că știu sigur că acum ați închis camera și nu ne aude nimeni, am făcut interviuri penibile de la o vreme cu oameni nepregătiți în branșa asta pe care o practici și mi s-a părut atât de caragios să răspund la niște banalități, dar eu m-am conformat și dacă m-au întrebat lucruri care nu mă reprezentau sau nu mă defineau sau la care nu știam să răspund, m-am străduit și am răspuns într-o limbă necunoscută mie. Mulțumesc! Aceasta a fost emisiunea 24 de ore. Nu uitați că de luni până vineri de la ora 17 sunt în fața dumneavoastră cu invitatul sau cu invitații mei și până atunci fiți cu ochii pe noi!